Slavă Sfintei și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăiri, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor. Amin. Înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor, cu făcăduința Sfântului Duh, credințându-se ei prin blagoslovenie, Izbăvitorul lumii. Bineveniți toți credincioșii, să prăznuim cu cântări duhovnicești minunile Maicii Domnului, săvârșite prin icoana sa, cea izvorătoare de mir de la mănăstirea Dâmbu, și să strigăm celei pline de har: Bucură-te, Marie, prea curat împărăteasă, care prin icoana ta, cea făcătoare de minuni, ne izvorăște mântuire. Soborului celor iubitori de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserica închinată ție, și cu uimire văzând lacrimile de mir ce-au rurat icoana ta, Maica lui Dumnezeu, i-a tresăltat inima de bucurie și a început a grăi așa: Bucură-te că icoana taina celui necuprins o deslușește, bucură-te că lumina Harului Divin fața Pământului o sfințește, bucură-te că prin icoane toată suflarea se noiește, bucură-te că prin ele milostivirea lui Dumnezeu se vedește, bucură-te că prin sfințire materia lor se primenește, bucură-te că prin icoane credința oamenilor se întărește, bucură-te că prin ele multe erezii s-au biruit, bucură-te că icoanele odor neprețuit bisericii s-au vădit, bucură-te că icoanele făcătoare de minuni dreapta credința au adeverit, bucură-te că necredincioșii văzând minunile s-au smerit. Cetate duhovnicească nouă, în cinstea nașterii tale, Maica Fiului Dumnezeu a ridicat băieruia Miha Dâmbul în poienița din dealul mare, de mulțumire pentru izbăvirea lui emânia năvălitorilor, în care monahii se scânte ție așa: Bucură-te că Ianiha Drâmbul s-a arătat iubitora lucrurilor sfinte, bucură-te că și-a plecat urechea la călugărilor rugăminte, bucură-te că lângă schitul vechi biserică nouă ți-a întemeiat, bucură-te că pentru noua mănăstire am ducat bijuterul moșii s-ai adat, bucură-te că însuși Domnul țării Gheorghe Ghica în fapta cea bună l-a sprijinit, bucură-te că mește stilindu-se de grab lucru ai izbăvit, bucură-te că nouă lăcași a călugării și credincioșii te-au prea cinstit,
Bucură-te că la praznicul nașterii tale, Vladica Gedeon cu soborul de Rahai Moldovei, Lăcașul l-au târnosit. Bucură-te că salva mănăstirilor închinate ție, un nou mărgăritar s-a împodobit. Bucură-te că cingătoarea duhovnicească a iașilor prin noua mănăstire s-a întărit. Bucură-te că rectitori mănăstirea ta a fost cu multe daruri înzestrată. Bucură-te că boierul Iane pentru ocrotirea ta s-a adus răsplată. Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorește mădui. Rugăciunile și cererii de cele de folos ale tuturor trupilor, copiilor, tinerilor și vârstnicilor, ale celor căsătoriți și a celor necăsătoriți, precum și cele ale ierarhilor, părinților din mănăstiri și parohii, monahilor și monahilor, schimnicilor și pusnicilor, care se roagă pentru țara noastră cea mult încercată și pentru toată lumea, rodind bunele dorire ale ctitorilor de biserici și mănăstiri, de cămine pentru copii orfani sau părăsiți și de așezăminte pentru bătrânii singuri, de spitale și case sociale, precum și ale credincioșilor care se roagă o zlobire de inimă și nădejde cu mine și la fiecare ce nu de minunță pe care. De asemenea, te rugăm o milostivă mai, celor aflați în suferințe, sufletești și rupești de tot felul, arată de tămăduitare și curmă de suferință. Celor dezlădăzuiți din pricina lipsurilor materiale și spirituale, arată de întăritare și specialitate. Celor fără de adăpost, fie acoperitare. Profesorilor de adăpostițele, studenților și elevilor luminează mintea, de înțelegerea bunelor învățăminii și cuvântului Dumnezeu, păstorului și mielului, care ai ridicat păcatul lumii și ai iertat datoria celor plăcători și femeii cel păcătoase, ai tăruit iertare păcatului. Cel ce ai devenit din care să vă nouă împreună cu iertarea păcatului. De tot necazul și de toate boală. Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curățe, Domnul să vă umple de bucurii, Domnul să vă fie sprijinitor, Domnul va îmbunilor și înșiritor de oameni să vă dea iertare păcatului. Dar sunt voi să vă mulțumesc în suflet pentru efortul și pentru rugăciunea care a făcut-o astăzi la icoana Făcătoare de Minuni de la impactul inclusiv reprezintă și icoana de influența noastră este Făcătoare de Minuni, pentru că dacă observați urmarea rugăciunii preasfinției voastre și a părinților, astăzi am putut să stăm fără ploaie și mulțumim aici Domnului pentru ploaia pe care ne-a dat-o și pentru bogăția pe care ne-a adus-o în Ipacri și în toată România. Vă mulțumesc din suflet și cred că astăzi ați făcut un efort deosebit ca să fiți prezent în mijlocul nostru. Aș dori ca toate comunii să aibă această cinste și această mare binecuvântare pe care o are comuna Ipatrii. Mă refer la minunile întâmplate cu care Maica Domnului a dus aici când a fost nevoie de rugăciune multă. Iată, acum venim și ne rugăm prea curate Maicii Dumnezeu să oprească ploile, inundațiile, ca să avem pâinea cea de toate zilele.